Bună Vărsător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 14-20 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Vărsător, cât și pentru toți cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi vărsători, o săptămână extraordinar de bună, o săptămână în care tensiunile se duc pentru toată lumea, inclusiv pentru tine, însă săptămâna totuși are și un moment așa de apogeu. O să-l menționez și apoi mergem în continuare cu aspectele pozitive pentru că sunt extraordinar de multe. Vezi că e posibil să apară niște discuții legate de cât cheltui tu legate de plăcerile tale, bineînțeles că în unele cazuri e vorba de niște cheltuieli suplimentare care pot apărea legate de o afacere, ceva legat de un copil sau în alte cazuri e vorba de uh, niște discuții destul de tensionate care apar împreună cu persoana iubită legate de bani, da, cei care sunteți singuri, poate chiar acum cine știe. Vă dați seama că valorați mai mult, vă dați seama că ar fi cazul să cereți mai mult de la cealaltă persoană, asta dacă ești și vă căutați pe cineva. Hai să continuăm cu aspectele pozitive. Probabil simțiți asta de ceva timp, doar că în săptămâna aceasta o să fie mai intens, undeva în jurul datei de 19. Dar vin cu vești foarte bune și sunt multe, așa cum ți-am spus. Soarele face un trigon cu un Neptun din pești, iar asta înseamnă pentru tine uh, un moment în care rezolvi ceva foarte important legat de locul de muncă, legat de niște bani suplimentari, de un ajutor pe care poți să-l primești. Cine știe, în sfârșit, faci acea investiție care să te ajute să crești, să înflorești din punct de vedere profesional. Bineînțeles că soarele face și un sextil cu Pluton din Capricorn, iar asta înseamnă că ai acolo un ajutor divin și înseamnă că vei avea un fel de noroc absolut neașteptat da, pentru tine. Îți găsești un loc de muncă, primești niște bani suplimentari, ceva acolo se întâmplă pentru tine. Însă în alte cazuri e vorba de un eveniment care are loc în viața ta și care te ajută să îți crești stima de sine. Apoi, micul benefic Venus și marele benefic Jupiter fac un trigon în egală măsură înainte ca Venus să intre în săgetător și asta înseamnă pentru tine din nou faptul că se rezolvă ceva legat de bani, dar vezi că e ceva ce o să dureze mai mult timp, este ceva stabil pentru tine, ceva extrem de frumos ca să spun așa. Semnezi un contract, faci o înțelegere cu cineva, deci este o săptămână în care pe de altă parte, prin reputația ta, prin modul în care ceilalți te văd, să știi că nu știu, ai niște portițe pentru a rezolva odată acea problemă financiară sau, așa cum am spus pentru alții, e vorba de o apreciere specială pe care o primiți din partea celorlalți și asta vă ajută să vă creșteți încrederea în voi. Ok, mai avem încă niște aspecte foarte interesante, foarte benefice care nu știu, țin de niște idei geniale care îți pot veni și care țin de să spun așa, de relația cu autoritățile, care țin de modul în care ceilalți te percep. Universători în această săptămână, în sfârșit nu știu, poartă acea discuție cu partenerul, cu un copil, sau, în sfârșit ai acea conștientizare tu cu tine, legată de ideea aceasta de cine ești tu în lume, unde te poziționezi, cine ești tu cu adevărat și vezi că apar schimbări extraordinar de benefice, se, se deschide o perioadă extrem de bună pentru tine. Și începând cu 16 și respectiv 17 noiembrie, Venus, micul benefic și cu Mercur, intră în zodia săgetătorului și de aici te ajută foarte mult să comunici cu oamenii, să cunoști oameni noi, să mergi la tot felul de evenimente. Unii dintre voi chiar începeți și vă faceți planuri extraordinar de benefice de viitor, nu știu, îți stabilești ceva, dar vezi că e ceva ce îți schimbă destul de mult viața, iar vărsătorii care sunt într-o relație și bineînțeles că relația funcționează bine, Puteți să vă faceți niște planuri împreună cu persoana iubită pentru viitor. Stabiliți un obiectiv. Iar vărsătorii care sunt singuri uh, și vor neapărat să cunoască pe cineva, foarte mari șanse aveți, însă e nevoie să socializați mult, să stați pe internet, să uh, mergeți în tot felul de grupuri de oameni. Uh, poate chiar prin prieteni, dar vedeți că e vorba de evenimente mai mari, da? fie că sunt online, fie că sunt fizice, mergeți acolo și fiți deschiși, comunicați, pentru că e o săptămână foarte bună, repet, în care aveți ocazia să cunoașteți pe cineva și e o persoană specială. Hai să vedem ce îți spune și oracolul. Mesajul pentru tine este regăsire sau ideea aceasta de a te găsi pe tine, da? E ca și cum găsești ceva, faci ceva important pentru sufletul tău, îți găsești în sfârșit liniștea, îți găsești în sfârșit fericirea. Hai să vedem ce îți transmite și tarotul. O săptămână foarte bună pentru tine! La baza pachetului avem regina de monede. Exact ce spuneam la început, deci banii sunt foarte importanți pentru tine în această săptămână și chiar ai șanse să-i câștigi, ai șanse să-ți găsești un loc de muncă. Dacă ieși nu lucrezi, uh, Poți să-ți găsești, nu știu, un part-time sau poți să găsești o metodă de a face bani, primești un cadou, primești o recompensă. Da? Regina de monede îți spune aici despre o posibilă legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar văd că este ceva foarte sigur, da? foarte sigur. Mai văd aici o legătură cu un scorpion, deci e ceva ce îți transformă, să spun așa, viața. Prima carte pentru tine, Marele Preot, din nou o legătură cu zodia Taur, văd clar că reușești să semnezi un contract în această săptămână sau reușești să faci acel parteneriat, să faci acea înțelegere serioasă cu o persoană. Pentru alții dintre voi, Marele Preot îmi spune aici despre faptul că reușiți să rezolvați ceva legat de o căsnicie. A. În mintea ta, Împărăteasa, o legătură cu zodia balanță și din nou zodia taur, dar eu tin să cred aici că din nou e vorba de abundență pentru tine în această săptămână strălucești ești bine văzut de către ceilalți împărăteasa vorbește și despre un nou proiect pe care tu îl poți pune în desfășurare ai tot ce-ți trebuie. Chiar te simți ca o împărăteasă sau ca un împărat. Da? O săptămână în care, repet, ai foarte multă susținere. O săptămână în care vocea ta contează foarte mult. În inima ta, doi de spade. Da, văd o lipsă de comunicare, în schimb, cu o persoană. Poate să fie o relație care se răcește pentru unii, pentru alții e vorba de. de faptul că, nu știu te simți foarte bine în noua poziție, ți se pare foarte interesant cum anume se deschid drumurile pentru tine, doar că nu prea știi ce să alegi, pentru că văd că în plan personal ai de făcut o alegere importantă și momentan nu prea știi tu ce să faci, nu prea știi cum să acționezi. La baza manifestărilor tale este nouă de spade. Nouă de spade care îmi spune mie de faptul că tu analizezi lucrurile foarte profund în această perioadă, îți faci tot felul de gânduri uh, și e normal să fie așa pentru că cei mai mulți vărsători vor simți ca o creștere foarte mare și probabil nu veți ști foarte mult cum să reacționați, da? dar nu este ceva negativ, repet, că uneori ne stresăm și din nimic. În exterior, asul de cupe. Wow, ce frumos! Asul de cupe vine cu o veste foarte bună către tine, o veste de pace, vine cu multă iubire, multă apreciere, dar și o șansă foarte importantă pentru inima ta care ți se deschide. Așa cum am spus, pentru unii vărsători poate să fie vorba și de o nouă persoană care apare. Mai departe, 8 de monede, avem următoarea carte. Aici văd clar că o persoană foarte apropiată de tine are foarte mult de lucru, poate chiar cine știe, lucrează la un proiect sau uh, poate să fie chiar o persoană care vrea să repare o anumită relație cu tine. Pentru vărsătorii care sunt singuri, vedeți că puteți să cunoașteți pe cineva la locul de muncă da? sau prin niște activități pe care le faceți voi. Ultima carte pentru tine opt de spade. Opt de spade îmi spune despre o persoană care se simte ca la închisoare. E o persoană care simte un blocaj în legătură cu tine, poate chiar uh, ai o persoană mai îndepărtată de tine, din punct de vedere fizic sau energetic, care nu prea știe ce să facă. E o persoană care se simte ușor blocată dintr-un anumit punct de vedere. E cineva care are niște probleme, dar mai mult simte aici că sunt lucruri la nivel mental. Da? Uh, și atunci ceilalți au foarte mare nevoie de tine. Este o săptămână în care să știi că se comunică mult. Cineva care parcă este blocat într-un anumit loc sau se blochează singur și stă și se uită la tine cum crești și cum înflorești. Da? Apar schimbări, dar schimbări pe care tu ți le-ai dorit extraordinar de mult. Dragi vrsători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit previziunile, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați și, de asemenea, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like, funcții gratuite pentru toți și te invit la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile pentru luna noiembrie, deoarece mai urmează evenimente extraordinar de benefice pentru tine. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.